Dragii mei, bine ați venit și revenit la o nouă lecturare cu Cato, articol intitulat Despre plăcere, neplăcere, eliberare și dezvoltare personală, evoluție. Articol de pe blogul meu, Love Blog for All. Articol scris la data de 26 mai 2018. E normal să nu vrei să te eliberezi de sursele tale de plăcere cât timp nu îți aduc mai multă neplăcere decât plăcere. Dacă unele îți aduc mai multă neplăcere decât plăcere, atunci ar trebui să spui serios întrebarea. Ce fel de surse sunt de fapt ele și ce faci tu de fapt? Insuficiența și excesul sunt dăunătoare. Plăcerea insuficientă, cât și cea în exces, generează neplăcere, durere, suferință. Un aspect dus în exces se transformă în opusul lui, asta ne arată și simbolul yin-yang. Da, plăcerea în exces se transformă în neplăcere și neplăcerea în exces va genera la un moment dat plăcerea, dar una de nivel superior. Căci nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă, totul se compensează. Deci transformarea unui lucru în exces, în opusul lui, în compensare, de fapt te trece la un nivel superior. Neplăcerea în exces te trece la un nivel superior al plăcerii, unul necunoscut ție încă, unul nou, o experiență nouă. Altfel nu ar fi o evoluție în această transformare, ci te-ai învârti pe loc, în același cerc, în exact aceleași plăceri și neplăceri la infinit. Da? Deci transformarea asta, excesul în opusul lui, de fapt este și un mecanism de protecție, da? Un mecanism de protecție existent în acest univers pentru ca niciun lucru să nu poată să crească la infinit. Da? Deci nicio plăcere, de exemplu, nu poate crește la infinit, nici o neplăcere nu poate crește la infinit. Da? La fel, asta seamănă într-un fel și cu procesele corticale de excitație și inhibiție. Da? Excitația trece în inhibiție și inhibiția în excitație este, deci această eternă compensare, transformare, da, la toate nivelurile, de fapt, tot ce funcționează, da? Este un mecanism natural, da, un mecanism al naturii. Despre asta am mai vorbit în alte articole. Problema constă în faptul că mulți oameni, deși își doresc ceva nou, de exemplu plăceri noi, au totodată și o frică față de nou, de necunoscut, de posibile riscuri, neplăceri, dureri, suferințe potențiale. Cine s-a fript cu ciorbă, suflă și în iaurt. Deci există un prag, un așa zis păzitor al pragului, care pare să nu îți permită să treci la un nivel superior până nu ești destul de pregătit, de experimentat și vei fi pregătit doar când nu vei mai simți teamă, frică față de acel nou necunoscut spre care te îndreaptă evoluția ta. Am trecut prin asta și trec în continuare. Cu toții avem pragurile noastre, limitele noastre, păzitorii pragurilor noastre, teama și frica, scenarii negative, demonii noștri. Plăcerea repetată duce la obișnuință și se tocește în timp. Oamenii simt nevoia de nou, de surprize, de schimbare și transformare și caută plăceri noi și surse noi de plăceri noi. Sunt dispuși să renunțe la o sursă veche pentru a înlocui cu alta nouă, deci plăcerea nu mai este ca la început și simți nevoia de noi începuturi. Și asta se întâmplă cât timp poți resimți o plăcere intensă. Dar nu toți oamenii caută același gen de plăceri și lucrurile evoluează în timp
cu atât mai mult cu cât experimentezi mai mult și cauți mai multe experiențe noi. Unii caută predominant plăcerile conferite de simțurile corporale, adică tactile, olfactive, gustative, vizuale, auditive, alții predominant plăceri de natură spirituală. Primii trăiesc în realitatea corporală, ceilalți sunt mai detașați de corporalitate, trăiesc în abstract, în mental sau sufletesc. Geniile de genul inventatorilor geniali trăiesc predominant în mental, la fel marii scriitori, savanții, cercetătorii. Poeții și artiștii trăiesc în sufletesc, în lumea trăirilor emoționale, abstractizată mental. Ei nu caută plăcerea simțurilor, ci esența plăcerii, pe care o regăsesc în formele de artă, în simbolism, în limbajul de programare al plăcerii de ordin estetic, simbolic. Această plăcere însă, legată de simțuri, intermediată de procesarea corticală, de corporalitate, de aceea unii artiști se orientează spre simțul vizual, pictorii, alții spre tactil vizual, sculptorii, alții spre auditiv, muzicienii, alții spre imaginativ, vizual-auditiv, poeții și așa mai departe. Dacă vrei să te cunoști mai bine pe tine însuți, ai putea să-ți faci o listă cu principalele tale plăceri și surse de plăcere și apoi să le analizezi, să vezi spre ce ai înclinație predominantă. Asta te-ar ajuta în dezvoltarea ta personală, în carieră, în alegerea unui domeniu de activitate în care ai putea face cu plăcere ceea ce faci și să simți că ai o viață plăcută, că te simți împlinit. Plăcerea ne face să ne simțim împliniți prin împlinirea plăcerilor noastre, prin activitatea efectuată și efortul depus în acest sens. Dacă asta îți va aduce și bani, o carieră de succes, te vei putea simți fericit. Dacă nu te simți împlinit, asta este din cauza că nu te-ai orientat bine în activitățile tale, privind natura surselor tale de plăcere și orientarea ta față de ele. Poți începe cu un hobby plăcut pe care te specializezi treptat și apoi te hotărăști dacă vrei să-i dedici viața, să faci carieră în acel domeniu ales care îți conferă plăcere, bucurie, împlinire. Mie îmi place să gândesc, să scriu, să meditez, să despic firul în patru, să caut adevărul și să trăiesc în adevăr cât mai liber posibil. Evadarea mentală îmi conferă sentimentul libertății, căci îmi exercit libertatea de a gândi și scrie ce vreau eu. Sunt detașat destul de bine de plăcerile simțurilor, de corporalitate, am făcut acest joc util și necesar și am mers mai departe, scăpând de dependența de plăcerile senzoriale, de sexualitate, de exemplu. Este necesar și util să ai cât mai multă experiență, experiențe cât mai variate pentru a putea înțelege mai bine cine și ce ești, ce este lumea, viața, dar pentru a merge mai departe în dezvoltarea și evoluția ta, este necesar să accesezi niveluri superioare, tot mai superioare, și să faci experiența, să înveți lecțiile oferite de fiecare nivel. Parcurgerea experimentală a acestor lecții de viață îți va conferi noi și noi capacități. Trecerea la alte niveluri de joc al vieții, jocul vieții, da, se face cu vârsta, cu experiența de joc dobândită. Deci ai nevoie de experiență, de experiențe cât mai diversificate și viața ți le oferă continuu, nu le refuza, căci sunt pentru tine, pentru dezvoltarea și evoluția ta. Oportunități și ocazii ai continuu, zilnic, lecții ale trezirii tale, trebuie doar să ai curajul și motivația necesară să mergi înainte, mai departe, tot mai departe, și să urci mai sus, tot mai sus, acolo unde nu știi ce te așteaptă, dar te așteaptă cu siguranță ceva.
Tu poți hotărâ când vrei să mergi mai departe, dar nu vei putea înainta dacă nu ești destul de hotărât și pregătit, dacă nu ai experiența necesară, dacă nu ți-ai învățat lecțiile necesare la nivelul la care te situezi acum. Păzitorul pragului, frica de nou și necunoscut, îți oglindește faptul că nu ești încă destul de bine pregătit, nu ești destul de experimentat, nu ai destul experiențe, destulă înțelegere, conștientizare. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți, nici nu ai de fapt cum renunța, căci viața te împinge și ea mai departe, te forțează să mergi mai departe. Și cel ce nu vrea, cel ce se opune, va suferi, căci suferința te împinge să înaintezi, te forțează să mergi mai departe, să nu mai bați pasul pe loc. Cei ce nu înțeleg asta și se blochează, se opun în continuare, ori se sinucid, ori vor suferi o boală cronică care îi va scoate din joc, din jocul vieții terestre. Plăcerile sunt intermediate de simțuri, de analizatori, de sistemul nervos și cel hormonal. Simțim plăcerea în corp datorită descărcărilor de hormoni și asta ne face să repetăm ceea ce ne conferă plăcere. Detașarea de corporalitate permite accesul la un nivel superior, dar asta înseamnă rupere de realitate, de realitatea fizică și corporală. Iar spiritele au venit aici să experimenteze plăcerea și neplăcerea corporală, să facă acest joc al vieții. Eu nu îndemn oamenii la detașarea de corporalitate, la ieșirea din joc, ci la experimentarea conștientă și responsabilă, îi îndemn la joacă, să joace jocul pe care au venit să-l joace. Dar există, desigur, niveluri de joc. Este un joc multilevel, adică cu mai multe niveluri de dificultate. Și această cunoaștere și înțelegere poate conferi motivație, energie, interes, putere de a merge mai departe cu zâmbetul pe buze. Eu nu spun renunță la asta, la aia, că nu ți este necesar, ci îndemn la experimentare, la cunoaștere și înțelegere. Nu induc teamă de ceva, ci stimulez interesul și curajul de a merge mai departe și a experimenta cu un continuu, a trăi ceea ce oferă jocul vieții, lecții utile și valoroase, tocmai prin utilitatea lor. Fiecare trebuie să treacă prin fiecare tip de experiențe specifice fiecărui nivel de joc ca să poată accesa un nivel superior. Asta ar fi util de conștientizat. De aceea stimulez experiența și nu spun că ar trebui să sari peste ceva, să eviți ceva, să te ferești de ceva, să renunți la ceva, așa mai departe. Cine are probleme poate cere sprijin și ajutor și se va da, dar cine nu vrea să facă experiența va avea mai mari probleme, căci regulile jocului sunt astfel concepute încât viața îl va forța prin suferință să facă experiența, să meargă mai departe și să nu stagneze. Să zicem că ar fi benefic de conștientizat această sursă de suferință și că atrag atenția asupra ei și a faptului că oricum ai ceva de suferit, indiferent că vrei să faci experiența sau ba, dar suferința ar putea fi mai redusă dacă ai motivația și vrei. Nu pot eu să scap de suferință pe alții, dar îi pot ajuta să negocieze cu suferința inerentă jocului, căci orice transformare aduce la pachet plăcerea și neplăcerea inevitabil. Eu nu spun și nu dau nimănui asigurări că nu va suferi, că va scăpa de suferință dacă va urma viziunea mea, ci ofer niște șmecherii utile celor care vor să controleze ceea ce simt, căci totul poate fi controlat dacă înțelegi cum poți controla. Dacă nu, nu. Ok. Deci, atât a fost articolul.
Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like și o distribuire. Dacă nu v-a plăcut, dați numai o distribuire. Ok. Deci, în finalul articolului va fi și această lecturare video. Da? Deci, voi continua să fac lecturări la articolele mele. Sunt multe, cred că peste 500 de articole și cred că nu, poate sunt în jur de 200, cred că maxim, la care am făcut lecturări. Acum, bineînțeles, nu toate se pretează lecturărilor și nu toate, să zicem, poate merită să fie lecturate, dar voi continua și încerca să fac în continuare și articole noi. Ok. Deci, reamintesc că aici în partea de sus aveți și link-uri către canalul meu YouTube, contul meu de Patreon, unde puteți sprijini activitatea mea. Da, prin sponsorizare, da, donații, este o platformă de sprijin, de patronaj, da, ca să spunem așa, de aceea și spune Patreon. Aveți profilul meu Facebook, site-ul Cato Parapsihologie Extrasenzorial, de fapt un blog axat numai pe parapsihologie extrasenzorial, blogul Spirit, unde rezum așa la chestii spirituale, spunem, și platforma Cato Portal Spiritual, da, puteți da un click să vedeți ce este și acolo. Ok. Aici închei pentru astăzi, mulțumindu-vă pentru atenție, vă invit și să vă abonați la canalul meu YouTube, dacă nu v-ați abonat încă, să fiți la curent cu noutățile din cele peste 150 de playlist-uri, da, care conțin la ora actuală peste 10.000 de materiale video. Ok, deci mulțumesc încă o dată. Și vă doresc să aveți o zi minunată în continuare.